Oameni buni, să mergem fix cu 100 de ani în urmă. Bună, Alina! Bună, Tudor! Acum 100 de ani era un marți, 19 februarie, și opinia publică românească și de la București de la Aș era bulversată de zvonuri și de momentele cruciale pe care le trăia în urma întâlnirii cu o zi înainte între Mackensen și generalul Averescu, Alexandru Averescu, primul ministru al României. Averescu venise pe la Mărășești, traversase frontiera dintre zona ocupată și zona liberă a României și se întâlnise cu Mackensen nu oriunde, ci la Buftea, în palatul lui Barbu Știrbei. Îți dai seama ce ironie a istoriei, Barbu Știrbei, care era unul dintre factorii politici cheie de la Iași, avea casa ocupată de armata germană și acolo stabilise Mackensen cartierul general în care l-a primit pe Averescu. Mai întâi într-o vizită privată, care a durat toată seara de 18 februarie și în care a prezentat pentru prima dată condițiile pe care germanii le puneau României în vederea încheierii păcii. Și trebuie să spun că aceste condiții nu erau deloc plăcute, poate că nu erau nici atât de îngrozitoare pe cât se așteptau românii în urma amenințărilor din Mackensen, dar nu erau deloc plăcute. Era vorba, în primul rând, de niște pierderi teritoriale, fiindcă li se explicase foarte clar românilor că trebuie să se resemneze cu pierderi teritoriale și în discuție era, în primul rând, Dobrogea. Sigur, bulgarii, care erau aliații germanilor și erau și ei forță de ocupație la București, ar fi dorit ca România să cedeze în favoarea lor întreaga Dobroge. Mackensen și germanii însă erau dispuși să negocieze doar pentru pierderea Cadrilaterului de către România și asta era una dintre speranțele lui Averescu că va reuși să minimizeze pierderile teritoriale în Dobrogea. O a doua chestiune pe care Averescu o consideră de bun augur, dar iarăși îți spun, el era mai degrabă militar decât om politic și avea anumite naivități în politică, era însă foarte importantă pentru mentalitatea lui de militar, intenția germanilor de a nu umili armata română, dezarmând-o în totalitate. De fapt, era o chestiune de pragmatică din punctul de vedere al germanilor, ei voiau dezangajare de trupe cât mai mare pe frontul românesc ca să se poată angaja în Occident și aveau nevoie de armata română ca să țină piept bolșevicilor în Basarabia. Asta îi se promite lui Averescu, armata română va putea să-și păstreze armele și să lupte împotriva bolșevicilor în Basarabia. Dar cel mai delicat punct al acestei întâlniri între Mackensen și Averescu era soarta dinastiei românești. Am mai evocat de-a lungul acestor minute de istorie ura pe care până la urmă o avea dinastia de Hohenzollern și Germania față de dinastia de Hohenzollern din România, care din punctul lor de vedere îi trădaseră pe ei lor ca să se angajeze de partea cealaltă în război. Ei bine, aici Mackensen a fost intratabil. Germania, dorea neapărat ca dinastia românească să fie alungată din România. Averescu era într-o poziție delicată, fiindcă el personal își primise mandatul de prim-ministru din partea regelui Ferdinand și asta îi și spune lui Mackensen la un moment dat. El voia să o lase cumva separat de restul negocierilor de pace și Mackensen îi spune, bun, dar ați putea profita de acest moment pentru că eu am auzit în București oameni spunând că această dinastie este o pacoste pentru România și ați putea profita de moment ca să scăpați de ea. Sigur, erau niște informații pe care le primise din cercurile conservatoare și nu din toate cercurile conservatoare, ci mai ales din cercul lui Petre Pecard, care era foarte ostil regelui Ferdinand și reginei Maria. Și apropo de presupuneri, aceste presupuneri furibunde, ca să spun așa, ajung până la Copenhaga, unde presa daneză scria că primul ministru, adică Averescu însuși și regele Ferdinand, ar fi fost deja arestați de germani. Și are aici o telegramă pe care o transmite reprezentantul României la Copenhaga și în care roagă să-i se dea vești precise ca să poată dezminți știrea din presa de la Copenhaga. Sigur, el bănuia că lucrurile noastre chiar așa, dar avea oarecare strângere de inimă. Mersi mult! Să-ți dea Dumnezeu sănătate, Alina!